Să ne punem în continuare și după plătirea acestui patron minunat,
așa vorbește Domnul. Când se vor sfârși zilele vieții tale și tu vei sta și alături de părinții tăi, eu voi pune după tine un urmaș care se va naște din tine și voi întări domnia. El îmi va zidi o casă și eu îi voi întări pentru vecie tronul său de domnie. Eu voi fi pentru el un tată și el va fi pentru mine un fiu. Casa ta și domnia ta vor întări veșnic înaintea mea. Tronul tău va fi întărit pe vecie. Cuvântul Domnului. Oh.
Iacob l-a avut de fiu pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se numește Hristos. Iată cum s-a petrecut nașterea lui Hristos. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Mai înainte ca să locuiască ei împreună, s-a aflat că a zănistit de la Duhul Sfânt. Iosif, logodnicul ei, fiind drept și nevrând să o denunțe, a voit să o lase în ascuns. Pe când cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să o iei la tine pe Maria, logodnica ta, căci ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate. Trezindu-se din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului. Cuvântul Domnului. Dragi seminariști, iubiți credincioși, în realizarea planului Său de mântuire, Dumnezeu se folosește de evenimente simple, obișnuite, pe care le trăim și noi, zi de zi, se folosește de asemenea de oameni obișnuiți. O alege pe Preasfânta Fecioară Maria ca să fie mama Cuvântului Veșnic, o mamă înzestrată cu calități deosebite. Alege și un tată purtător de grijă pe Sfântul Iosif, pe Lemnarul cel umil din Nazaret, iarăși cu calități care să asigure și să păstreze, să păzească aceste comori pe care Dumnezeu vrea să le încredințeze pe Iisus și pe Preasfânta Fecioară Maria. Suntem obișnuiți să privim la Sfântul Iosif ca la figura numărul 3 din familia Sfântă din Nazaret. Suntem obișnuiți să-l punem pe un plan secundar, dar Sfântul Iosif joacă un rol deosebit de important în acest plan de mântuire pe care Dumnezeu vrea să-l realizeze. Faptul că Dumnezeu își îndreaptă atenția spre un om simplu, obișnuit din Nazaret, un lemnar umil, faptul că din evenimente deosebite îi arată că trebuie să îndeplinească o misiune deosebită pe care Sfântul Iosif încă nu o înțelegea, arată că Sfântul Iosif este implicat direct în evenimentele mântuirii noastre. Sfântul Iosif participă așadar activ la realizarea planului de mântuire al lui Dumnezeu și participă, așa cum am auzit în Evanghelia de astăzi, chiar din momentul în care Dumnezeu realizează planul Său de mântuire prin nașterea lui Iisus Hristos din Preasfânta Fecioară Maria. Sfântul Iosif trebuia să îndeplinească această misiune în gradul cel mai înalt. Este ales de Dumnezeu, trebuie să vegheze asupra acestor pomori prețioase, trebuie să asigure tot ceea ce, din punct de vedere uman, trebuia să asigure un tată de familie. De aceea are loc această căsătorie care, din punct de vedere juridic, are efecte, din punct de vedere uman, pentru tot ceea ce privește viața publică a lui Hristos, în ceea ce privește viața sa de om. Însă, Iisus Hristos este Dumnezeu. Iar Sfântul Iosif, încetul cu încetul, descoperă această mare taină și îi se poartă astfel încât să nu pună umbră, să nu umbrească pe Iisus Răscumpărătorul, care trebuia să apară oamenilor, să aducă lumina, să aducă adevărul. Sfântul Iosif
evenimentele comunității sale, iar pe de altă parte trebuie să țină cont de această alegere a sa deosebită. Trebuie să se poarte totuși diferit față de ceilalți oameni. Este conștient sau trebuie să fie conștient că ceea ce îi se încredințează este darul lui Dumnezeu cel mai scump pentru întreaga omenire. Și Sfântul Iosif acceptă în spirit de credință. De aceea, pe bună dreptate, Sfântul Iosif este bărbatul cel drept și credincios. Este omul plin de credință. Și îl putem asocia la ceea ce s-a întâmplat cu Preasfânta Fecioară Maria. În momentul Bunei Vestiri, Preasfânta Fecioară Maria își spune cuvântul afirmativ în fața planului lui Dumnezeu. Fie mie după cuvântul tău. Pentru Sfântul Iosif, în analogie, putem spune că se realizează același lucru. Dumnezeu îi vorbește și spune Sfânta Scriptură că Sfântul Iosif a făcut ceea ce îi poruncise Îngerul Domnului și a luat-o pe Maria în casa lui. Este o adeziune plină de credință în fața acestei descoperiri din partea lui Dumnezeu. Sfântul Iosif, împreună cu Sfânta Fecioară Maria, spun da în fața planului lui Dumnezeu. De aceea, pe bună dreptate, Sfântul Iosif, din acest moment, este omul plin de credință. Omul care știe că participă la un eveniment deosebit în care este implicat direct de Dumnezeu, prin trimisul lui Dumnezeu. Sfântul Iosif ia în serios misiunea sa și îl vedem în toate evenimentele care preced și apoi după nașterea lui Hristos, cum este foarte activ. Se prezintă la recensământ și își înscrie numele, apoi participă și caută acel adăpost necesar pentru ca Fiul lui Dumnezeu să vină pe lume. Îl prezintă pe Hristos în templu la 40 de zile după nașterea sa. Îl vedem cu Preasfânta Fecioară Maria și cu Iisus la vârsta de 12 ani, mergând la templu pentru sărbătoarea Paștelui. Îl vedem și ne închipuim participând la toate evenimentele care marchează de obicei viața poporului evreu. Voind astfel ca să fie întru totul asemenea cu oamenilor, care în același timp să asigure această protecție deosebită cu Iisus Hristos și prea Sfânta Fecioară Maria. Sfântul Iosif este bărbatul cel drept și credincios. Este cel drept în sensul în care Sfânta Scriptură înțelege dreptatea ca omul virtuos. Și nu îl putem închipui pe Sfântul Iosif altfel. Este omul, bărbatul, plin de virtuți, pentru că Dumnezeu nu putea să încredințeze pe Iisus Hristos, nu o putea încredința de prea Sfânta Fecioară Maria, unui om oarecare. Era nevoie de un bărbat plin de calități. Și Sfântul Iosif, chiar dacă în Sfânta Scriptură avem puține date despre personalitatea lui, este caracterizat doar printr-un singur cuvânt, bărbat drept, bărbat, cu alte cuvinte, sfânt, bărbat plin de virtute. Îl vedem de Sfântul Iosif cu aceste calități, asigurând această protecție necesară cuvântului veșnic al lui Dumnezeu și prea Sfântei Fecioare Maria. Îl vedem de Sfântul Iosif angajat total pentru ca planul lui Dumnezeu să se realizeze, să nu fie împiedicat. Și în această postură îl putem desemna pe Sfântul Iosif ca bărbatul cel umilit, pentru că era conștient că ceea ce a adăpostit în casa sa, acest cuvânt veșnic care a binevoit
să coboare și să ia locuință în casa sa, are o misiune deosebită. Misterul ascuns de leacul alege casa sa și Sfântul Iosif, plin de umilință, dar și cu o ascultare deosebită, primește acest cuvânt. Îi se supune, ba chiar, pentru că în ceea ce face Sfântul Iosif nu vrea să fie o piedică în calea realizării planului lui Dumnezeu. Deși nu răspunde și nu vedem angajat în dialogul cu Pruncul Iisus, atunci când cu copilul Iisus, când este regăsit în templul din Ierusalim, Sfântul Iosif înțelege că în cele ce sunt ale Tatălui Veșnic, Iisus Hristos trebuie să îi se supună mai întâi lui Dumnezeu. Trebuie să fie ascultător Tatălui Veșnic. Sfântul Iosif, cu autoritatea sa de tată, nu vrea să intervină, deși, ca un tată, ar fi putut să o facă. Îl vedem pe Sfântul Iosif într-o contemplație permanentă. Acest cuvânt veșnic, prezent în casa sa, îi oferă posibilitatea să interiorizeze această taină, acest mister, această intervenție minunată a lui Dumnezeu. Este familiar cu Iisus Hristos, acest copil și acest tânăr care își petrece viața ajutându-l în atelierul său. Sfântul Iosif nu vorbește. Îl vedem, îl auzim doar prin aceste evenimente pe care le strălucește Hristos și știm că vorba lui, intervențiile lui, erau caracterizate de tăcere. O tăcere laborioasă, o tăcere care a permis să înțeleagă tot mai mult care este sensul venirii lui Hristos pe acest pământ. Sfântul Iosif, ca și Sfânta Fecioară Maria, l-au însoțit pas cu pas pe Iisus. I-au contemplat faptele, au interiorizat tot ceea ce se spunea despre acest fiu al lor. Deși nu a ajuns până la Calvar, ca și prea Sfânta Fecioară Maria, murind mai devreme, totuși, acest drum pe care l-a urmat a fost un drum de ascultare a cuvântului veșnic al Dumnezeu. A fost un drum în care a interiorizat, a asimilat acest cuvânt. Acest cuvânt care, fiind înțeles, fiind descoperit în semnificația sa cea mai înaltă, l-a făcut să tacă, l-a făcut să fie ascultător, l-a făcut să fie mai credincios și mai drept, mai virtuos. Iată pentru ce, în toate timpurile și până astăzi, pietatea creștină s-a îndreptat într-un mod deosebit spre acest sfânt atât de mare, pentru a se pune sub protecția lui, sub ocrotirea lui. În primele veacuri ale creștinismului, Sfinții Părinți au reușit să pună foarte bine în evidență figura acestui mare sfânt. Aproape toți mari Sfinți Părinți au consacrat câte un comentariu pentru pasajele în care se vorbește despre figura Sfântului Iosif. A urmat apoi o perioadă în care figura Sfântului Iosif a fost uitată sau a trecut pe un plan secundar, pentru că în secolul trecut, Papa Pius al IX-lea să-l proclame pe Sfântul Iosif patron al Bisericii Catolice, să reamintească poporului creștin de figura măreață acestui sfânt, mai ales în timpuri în care, pentru care erau pentru biserică timpuri foarte, foarte grele. Biserica avea nevoie de un asemenea protector. Mai târziu, Leon al XIII-lea recomandă pe Sfântul Iosif pietății poporului creștin. El compune cunoscuta rugăciune la care la tine alergăm o fericite Iosife, în cazul nostru. Ba chiar scrie și o enciclică în care îndeamnă insistent ca în fața pericolilor iminente care apăsau, se abăteau asupra bisericii, creștinii să
să ceară ocrotirea, sprijinul Sfântului Iosif. Următorii papi, până în zilele noastre, s-au străduit să amintească mereu poporului creștin de această figură deosebită în economia mântuirii noastre. Pius al X-lea, Pius al XI-lea, Benedict al XV-lea, Pius al XII-lea, Ioan al XXIII-lea, care pune Concilul Vatican al II-lea cu patronajul direct al Sfântului Iosif și introduce numele lui în canonul Sfintei Liturghii, Paul al VI-lea și recentul Papa, care în urmă cu 2 ani, cu ocazia centenarului enciclicii publicate de Leon al XIII-lea, reamintește din nou de rolul important pe care l-a jucat Sfântul Iosif în economia mântuirii noastre. Iar noi, astăzi, convinși fiind de importanța și de rolul decisiv al Sfântului Iosif în planul lui Dumnezeu, în realizarea planului de mântuire, în realizarea acestui mister ascuns de veacuri, care la împlinirea timpurilor îl asociază direct pe Sfântul Iosif, și noi ne reînrospătăm dorința noastră de a-L imita pe Sfântul Iosif, de a reconsidera locul care îi se cuvine în biserică, de a reînvia în spiritul nostru acea devoțiune, acea pietate care, într-adevăr, să aducă pentru noi multă mângâiere. Faptul că Sfântul Iosif este pus patron al Bisericii Universale, faptul că, într-un mod minunat și seminarul nostru este pus direct sub patronajul Sfântului Iosif, atât seminarul mare, cât și seminarul mic, seminarul liceal, ne îndreptățesc să ne îndreptăm cu o recunoștință deosebită astăzi de acest Sfânt, care ne-a ocrotit și care ne-a însoțit pe tot parcursul existenței acestui seminar. Suntem îndreptățiți să ne reîmprospătăm această credință că și în viitor Sfântul Iosif, patronul nostru, patronul Bisericii, va fi mereu alături de noi. Va fi mereu alături de noi pentru a ne forma ca adevărați slujitori ai Bisericii, de a desăvârși în noi acele virtuți și acele calități care sunt recerute pentru un adevărat preot, de a cultiva în noi acele virtuți fundamentale care l-au caracterizat și pe Sfântul Iosif. Credința profundă, umilința, ascultarea, zelul pentru cultivarea virtuților și, în special, pentru virtutea Sfintei Curății. În plus, Sfântul Iosif este un demn pentru noi să dăm atenție deosebită vieții interioare. Pentru noi care ne formăm în această casă, Sfântul Iosif ne învață cum trebuie să fie viața noastră de fiecare zi. Suntem în familiaritate directă cu Hristos, locuim în aceeași casă, îl avem mereu alături de noi, îl avem sub privirea ochilor noștri, iar noi nu avem altceva de făcut decât ceea ce a făcut și Sfântul Iosif. Să fim tăcuți pentru a putea asculta de acest maestru al nostru care ne vorbește. Să nu intervenim cu zgomotul nostru pentru ca nu cumva în inima noastră să dispară acest cuvânt al Tatălui Veșnic, cuvântul Fiul care ne vorbește în fiecare zi. Avem nevoie mai mult ca oricând să redescoperim valoarea acestei tăceri, tăcere interioară, pentru a putea contempla minunile de har pe care Dumnezeu le săvârșește în fiecare dintre noi, dar mai mult să pornim de la contemplarea adevărului veșnic pe care Dumnezeu îl revelează celui care știe să-i deschide inima, să-i deschide sufletul,
Sfântul Iosif pentru noi este și o încurajare. Tot ceea ce Dumnezeu vrea să realizeze, tot ceea ce Dumnezeu voiește să înceapă prin noi, cu siguranță că va duce la bun sfârșit. Pentru că Dumnezeu se folosește de evenimente simple, se folosește de oameni normali, se folosește de personaje uneori neînsemnate pentru a duce la îndeplinire planul Său. Trebuie să fim conștienți de acest plan, că se realizează în fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi participă într-un mod mai direct sau indirect la realizarea acestui plan până când Hristos va reveni pe pământ, până când Împărăția lui Dumnezeu se va stabili definitiv printre oameni. Dragi seminariști, iubiți credincioși, în această solemnitate a Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale, iar pentru noi, patronul seminarului nostru, să ne încredințăm mai departe mijlocirii sale. Să mulțumim lui Dumnezeu că avem un mijlocitor atât de puternic, să nu uităm niciodată de figura aceasta măreață și centrală din istoria mântuirii noastre, dar în același timp să nu uităm că cea mai bună imitare și cea mai bună cerere de a beneficia de ajutorul și sprijinul acestui Sfânt este imitarea virtuților, a calităților. Să reîmprospătăm acest gust, această dorință după virtute, după aceste atitudini fundamentale care l-au caracterizat pe Sfântul Iosif și putem fi siguri atunci că drumul nostru pe care mergem în fiecare zi, un drum marcat de evenimente fericite sau evenimente nefericite, în cele din urmă se va termina totuși în mod fericit. Cel care crede, cel care se supune voinței lui Dumnezeu, cel care îndeplinește în orice moment voința lui Dumnezeu, cel care este cu ochii fixați spre cuvântul lui Dumnezeu care vorbește și care este prezent mereu între noi, cu siguranță că va fi răsplătit pentru eforturile sale. Să facem o amintire frumoasă pentru toți cei care au lucrat în acest seminar, cei care în decursul anilor, de la înființarea, de la deschiderea acestui seminar și până astăzi, s-au trudit în acest seminar pentru episcopii, pentru părinții profesori, pentru toți cei care și-au pus umărul, au fost încurajați, au fost stimulați în efortul lor de acest exemplu atât de minunat al Sfântului Iosif.
patronul Bisericii Universale și patronul seminarului nostru, care rugăm de Dumnezeu să ne binecuvânteze munca și strădanile, pentru ca un devenit neconștiincios toate datoriile scării noastre, să contribuim la binele familiilor noastre și al societății. Doamne Iisuse, care ai voit să fii numit Fiul Templarului din Nazaret, binecuvântează pe toți credincioșii ca să-și împlinească cu sfințenie datoriile zilnice. Ajută-i pe părinți să-și educe copiii în iubirea lui Dumnezeu. Oh.
Sfinția Inimii, de care a fost în subieții Sfântul Iosif, în slujirea unicului tău Fiu, care vedește și domnește în vecii vecilor. Pentru răscumpărarea sufletelor strâmbite la mântuire și la starea lor,
Toma, Iacob, Filip, Bartolomeu, Matei, Simon și Tadeu, Lin, Clemen, Sist, Corneliu, Ciprian, Laurențiu, Isogon, Ioan și Paul, Cosma și Damian, precum și pe toți Sfinții Tăi. Prin dreticile și înțelepciunile lor, tăluiește-ne în toate împrejurările, ocrotirea și ajutorul Tău, prin același Hristos, Domnul nostru. Te rugăm așadar, Doamne, să primești cu bunăvoință jertfa supunerii noastre și a întregii biserici. Cântește în pace zilele noastre, cântește în dosânda veșnică și fă să fim trimiți în ceata aleșilor tăi. Te rugăm, Dumnezeule, să fie mărești la pace această jertfă, în care e cântată, ție simțită, bine simțită, vrednică și plăcută ție, pentru ca să devină pentru noi trupul și sângele prea iubitului Tău Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. El, în ajunul vătrivirii, a luat pâinea în sfintele și prea cinstitele salmii și, ridicând ochii spre cer, către tine, Dumnezeule, Tatăl Său Atotputernic, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din această dos, căci acesta este trupul meu, care pentru voi se va jertfi. De asemenea, rugăciunea, luând și acest prețios potriv cu din, în sfintele și prea cinstitele sale lui, mulțumindu-ți la fel, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, căci acesta este potrivul sângelui meu, al noului și veșnicului testament, care pentru voi și pentru mulți se va vărsa pentru iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
asemenea și pe noi, păcătoși și slujitorii Tăi, care ne dăjduim în mulțimea îngurărilor Tale, binevoiește a ne face părătați și a ne uni cu Sfinții Tăi Apostoli și Martiri, cu Ioan, Ștefan, Matia, Barnaba, Ignațiu, Alexandru, Marcelin, Petru, Felicitas, Perpetua, Agata, Lucia, Agneza, Cecilia, Anastasia și cu toți Sfinții Tăi. Te rugăm să ne faci părtași de soarta lor fericită, nu pentru vrednicile noastre, ci din belșugul milei Tale. Prin Hristos Domnul nostru, prin care, Doamne, curoia creezi aceste daruri, le sfințești, le însuflețești, le binecuvântezi și mi le dai nouă. Prin Hristos, cu Hristos și El în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povăzuit de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Amin. Pacea Domnului să fie.
la ospățul Mielului. Doamne!